Hei, salut, prieteni! Asta e Vasilii Grigorie Zaitsev, sau cel mai bun lunetist din toate timpurile după ruși. mi aș jerut video ăsta de acum ceva timp, n-am vrut să-l fac și cred că m-au ajuns blestemele pentru că am nas un fundat, așa că, în speranța în care poate mă veți ierta, uitați video aici. Tipul ăsta e un lunetist care a luptat în cel de-al doilea război mondial de partea Uniunii Sovietice și a câștigat și titlul de erou al Uniunii Sovietice fiind atât de bun. Vasilii a crescut în munții Ural, unde de altfel se spune că și-a și început cariera de lunetist. La vârsta de doar 12 ani, omorând un lup cu un singur foc, astfel obținând primul său trofeu. Să nu uit să menționez, tipul era atât de bun încât a inspirat scrierea unei cărți în 1973 care se numește Inamicii de la poartă, bătălia pentru Stalingrad. Carte ecranizată și în 2001 purtând același nume, unde rolul lui Zaitsev este interpretat de Jude Law. Între 10 octombrie și 17 decembrie în 1942, în timpul bătăliei de la Stalingrad, omoară singur 225 de soldați inamici. de. Astfel câștigând titlul de erou al Uniunii Sovietice și multe alte medalii pe care urmează să le înumăr. 4 ordine ale lui Lenin, două ordine ale standardului roșu, Ordinul Războiului Patriotic Prima Clasă și cetățean de onoare în Volvograd.